De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice ne va prezenta o notă de informare privind stadiul simplificării în domeniul achizițiilor publice, o altă prioritate a Guvernului pentru perioada următoare. Se lucrează la finalizarea unui pachet normativ pentru de simplificare și de eficientizare a achizițiilor publice, iar domnul ministru Eugen Teodorovici a discutat săptămâna aceasta cu oficialii de la Bruxelles pentru a alinia aceste modificări cu directivele europene în vigoare. Consider că este un pas înainte, consider că este un pas așteptat atât de investitori cât și pentru autoritățile locale.